Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi vă prezint o procedură pentru determinarea codului PIN din BCM-ul de la Corsa D. Acest cod PIN se află criptat în EEPROM-ul 93C86, iar cheia de criptare se află în flash-ul din procesorul D30F3379. Pentru înlocuirea acestei unități, nu merge metoda swap-ului de EEPROM, deoarece fiecare unitate are un cod de criptare specific. Așadar, pentru aceasta vom începe prin desfacerea unității. Ea se dezansamblează două părți. Și remarcăm de la început faptul că ea are două PCB-uri care sunt lipite între ele. Desfacerea este destul de dificilă pentru cine încearcă acest lucru. Dar pentru determinarea codului PIN nu avem nevoie să separăm cele două PCB-uri. EEPROM-ul 93C86 se află în această locație. Interesant este faptul că ea nu este marcată cu acest indice, dar nu ezitați să îl citiți ca 9386. Pentru a citi flash-ul din procesorul D30F3379, vom folosi conexiunile pe care le veți vedea. Citirea memoriei 93C86 nu prezintă dificultate, o putem face cu orice programator care îl avem la îndemână. În schimb, pentru citirea flash-ului din procesorul D30F3379 vom folosi VVDI Pro-ul. La acesta vom cupla cablul pentru reflash V3 fără a-i face nicio modificare. El este gata pregătit pentru citirea acestui flash. Pentru realizarea conexiunilor, cei care vor dori, le voi trimite conexiunea contactându-mă pe adresa cunoscută. Ok. Conexiunile sunt realizate. Ele reprezintă o adaptare a schemei de conexiune de la UPA-S și vom începe citirea. Aceasta este schema de conexiune de la UPA-S, dar pentru VVDI Pro ea trebuie adaptată. Ok. Deschidem programatorul și vom selecta procesorul Renesas V850. D30F3379. În privința conexiunilor, deci se atrage atenția să modificăm cablul V2. V3 și
pentru a realiza conexiunea exact ca în nivelul de probe, ar trebui să deslizăm cele două plăci, lucru care v-am spus că este foarte dificil. Ok. Read ID. Frecvența vom lăsa să caute el singur frecvența necesară, chiar dacă bănuim că este pe 4 MHz. Ok? Deci, a citit ID-ul. Refresh. Read. Yes, pentru că este același ID. Ok. Vedem că dă eroare doar la verificare. Pentru a elimina eventuale suspiciuni, vom mai citi încă o dată și vom trece prin hex comparator. Nu mai reau încă o dată citirea, este suficient. Deschidem hex comparatorul. Și vedem că cele două fișiere sunt echivalente. Ok. Aici avem eprobul citit anterior, aceasta n-am mai prezentat-o, prezintă nicio dificultate. Modul de calcul a pinului îl prezint într-un notepad pe care vă invit să-l citiți.
XOR. Și de aici cred că este destul de elocventă metoda de obținere a codului PIN. Ok. Aceasta a fost tutorialul. Acesta este tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper să vă fie de ajutor. Cu bine, pe săptămâna viitoare.